Există o Românie creștină pro-rusă și alta tot creștină, însă pro-americană? Urmărește conflictele Rusiei din ultima sută de ani. Fronturi în Ucraina, Cecenia, Georgia, Moldova, Afganistan, Etiopia, Angola, China, Cehoslovacia, Siria, Egipt, Algeria, Vietnam, Laos, Ungaria, Coreea, Japonia, România, Finlanda, Polonia, Azerbaidjan. Aceeași sută de ani, conflictele Americii, cu Afganistan, Daesh, Libia, Pakistan, Irak, Serbia, Haiti, Bosnia, Somalia, Panama, Iran, Cuba, Congo, Vietnam, Liban, Coreea, al doilea război mondial, primul război mondial, etc. În mare, justificări asemănătoare. Războaie de menținerea păcii. Chiar? Indiferent de răspuns, întrebarea revine. Suntem creștini pro-ruși? Pro-americani? Iar dacă ar fi musai să fii un pro, n-ar fi mai bună opțiunea pro-Hristos? Pentru că nu-i așa, o Românie creștină ar fi primordial interesată de mântuire. Nu acesta este de fapt sensul cuvintelor apostolului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Ce înseamnă aceasta? Urmărește top 7 lucruri din Biblie despre ce înseamnă a fi pro-Hristos, cu Opinia Productions.